Bun găsit la Gândul News, sunt Oana Svoboda, iată care sunt cele mai importante informații ale zilei. Carnaciu pe o șosea din Iași, 7 oameni au murit pe loc și 3 au fost răniți după ce șoferul unui camion a pierdut controlul volanului într-o curbă și a intrat pe contrasens acolo unde a lovit o ambulanță în care se afla o gravidă de 24 de ani. Ulterior, camionul a lovit frontal și o auto utilitară în care se aflau 6 persoane. În ciuda eforturilor medicilor, toți muncitorii care se aflau în ea, dar și șoferul camionului care a provocat accidentul, au murit. Conducătorul ambulanței și o asistentă medicală au suferit mai multe leziuni și au fost transportați la spital. Femeia însărcinată a ajuns ulterior la maternitate. În urma accidentului, Ministerul Afacerilor Interne a postat pe rețelele de socializare un nou mesaj prin care face apel la cetățeni pentru a conduce preventiv. În replică, Ștefan Mandachi, promotorul autostrăzii Moldovei, trage un semnal de alarmă în privința lipsei autostrăzilor din zona Moldovei, dar și a indiferenței autorităților. Citez, chiar acolo unde a avut loc carnajul, ar fi trebuit să fie o autostradă mare, încă 7 oameni așezați în sicrie direct de pe șoselele Moldovei. Iată unul dintre motivele pentru care au murit azi dimineață pe șoselele astea nenorocite de către toate guvernele 7 oameni. Din păcate, previziunile specialiștilor s-au adeverit astăzi pentru prima dată de la debutul pandemiei. În România s-a depășit pragul de 40.000 de infectări cu COVID-19, înregistrate în doar 24 de ore. Totodată au fost raportate și 97 de decese, dintre care două anterioare. Numărul celor care și-au pierdut viața este dublu față de cel raportat cu o zi în urmă, atunci când au fost înregistrate 41 de decese. În spitalele COVID-19 sunt internați aproape 10.000 de pacienți cu coronavirus, iar 937 de oameni se află în secțiile de terapie intensivă. Noua schemă de compensare și plafonare a facturilor la electricitate și gaze a intrat în vigoare. Aceasta se va aplica până pe 31 martie atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru cei non-casnici. Față de schema care era în vigoare în luna noiembrie, modificarea prevede o scădere a plafonului de la 1 leu pe kilovatoră la 80 de bani pe kilovatoră pentru energia electrică, iar pentru gazele naturale de la 37 de bani pe kilovatoră la 31 de bani. Totodată, consumatorul va beneficia de o compensare suplimentară de până la 68 de bani pentru energia electrică și aproximativ 22 de bani pentru gazele naturale. Dacă se va încadra în consumul de 500 de kW pe oră la electricitate și 300 de metri cub la gaze lunar. Cu un an mai târziu a început recensământul populației și locuințelor din România. Prima etapă va dura până pe 13 martie, timp în care Institutul Național de Statistică va prelua bazele de date de la instituțiile statului. Apoi, de la jumătatea lunii martie până pe 15 mai, se va desfășura cea de-a doua etapă în care cetățenii se pot autorecenza online pe baza completării unui chestionar ori la punctele de autorecenzare asistată din fiecare localitate. Cea de-a treia etapă va avea loc în perioada 16 mai-17 iulie, iar recenzorul va colecta date prin interviuri față în față cu ajutorul unor tablete, acolo unde cetățenii nu au făcut autorecenzarea online. Rezultatele definitive se vor publica în luna decembrie 2023, iar până atunci vor fi publicate niște date provizorii. A crescut numărul de asistați sociali în luna decembrie, au fost cu 1250 de beneficiari mai mulți față de luna noiembrie anului trecut, potrivit datelor centralizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În Dolj sunt cele mai multe persoane care primesc ajutor social, peste 10.000. Apoi urmează Bacău cu aproape 9.000 și Buzău cu aproape 8.000. La polul opus se află București, cu puțin peste 200 de beneficiari și Timiș cu aproximativ 1.000. Suma medie plătită în ultima lună a anului trecut de statul român beneficiarilor de ajutor social a fost de 260 de lei. Știrile continuă pe site-ul nostru, gândul.ro, pe Facebook-ul Gândul și pe canalul nostru de YouTube. Nu uitați, ne puteți urmări și pe Instagram. Numai bine!